Nu arunca cojile de mandarine, pune-le pe pervaz pentru a rezolva o mare problemă, pentru a limita risipa, amintiți-vă întotdeauna să reciclați cojile fructelor și legumelor. Aceste coși sunt adesea mult mai utile decât credeți. În acest scop, iată care este utilitatea așezării cojilor de mandarine pe pervazurile ferestrelor. Ce rost are să pui cojile de mandarine pe pervazurile ferestrelor? Mandarina poate fi folosită în scopuri culinare, dar nu numai cojile sale pot fi de asemenea refolosite pentru a pune capăt multor inconveniențe. Eliminarea mirosurilor neplăcute este una dintre ele. Într-adevăr, plasarea cojilor de mandarine pe pervazurile ferestrelor elimina mirosul rătăcit care se acumulează în casă. Iarna, cu toții luptăm împotriva mirosurilor de umezeală și mucegai care ne pot invada casele pentru a scăpa de ele, poți pur și simplu să aerisești în mod regulat încăperile casei tale, ținând ferestrele deschise și favorizând circulația aerului. Cu toate acestea, cu temperaturile care scap iarna, acest lucru ar echivala cu o răcire prea mare a interiorului casei tale, ceea ce ar putea fi neplăcut. Pentru a face din casa dumneavoastră un loc plăcut, parfumat, și pentru a scăpa de mirosurile de mucegai, tot ce trebuie să faceți este să puneți o cantitate bună de coajă de citrice, în special mandarine, lângă ferestre. Le puteți pune și pe caloriferele pornite. În acest fel, parfumul citric al mandarinei se răspândește în toată casa, eliminând toate mirosurile deranjante. Alte sfaturi pentru folosirea cojilor de mandarine în casa ta deși elimina mirosurile neplăcute și parfumează casa, cojile de mandarine au alte întrebuiințări în acasă. Coji de mandarine, un deodorant pentru rufele tale. Cojile de mandarine pot fi folosite și ca odorizant pentru rufele tale. Pentru a face acest lucru, uscați coaja mandarinelor la cuptor sau un aer liber și puneți-le în săculeți mici de pânză. Apoi puneți-le în și spuneți la revedere mirosurilor urâte. Rufele tale vor fi perfect parfumate și dezodorizate. Coji de mandarine pentru a elimina mirosurile neplăcute din cuptor. După cum ați înțeles, cojile de citrice sunt foarte eficiente în eliminarea mirosurilor neplăcute. Folosit des, cuptorul poate mirosi urât în timp. În acest caz, folosește cojile de mandarine. Închise dar încă calde, puneți-le în cuptor. Un miros plăcut se va răspândi prin cuptor și în toată bucătăria, eliminând mirosurile neplăcute. Coji de mandarine Pentru a aroma ceaiurile si infuzile cojile de mandarine pot fi folosite și pentru a savura un ceai bun. Și da. După ce sunt complet uscate, amestecă-le cu ceai, cu condiția ca mandarinele tale să fie organice. În infuzie, vei avea o băutură delicioasă, caldă și sănătoasă. Aceste sfaturi antirisipă îți permit să folosești coși de mandarin în viața de zi cu zi fără a fi nevoit să le arunci la gunoi. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul. Respectați sfaturile oferite și nu veți regreta. La mulți ani sărbătoriților zilei cu multă sănătate, pace, belșug, voie bună, dorințe împlinite și liniște în casă și în inimii.